Dacă arunc exact acolo, am ajuns! Bine te-am găsit la un nou videoclip pe Breasla Haiducilor! În spatele meu se află această tablă pe care scrie că se organizează alegeri pentru căpetenia haiducească, așa că mă voi înscrie aici ca să fiu pe listă și hai cu mine să facem campanie! I-am văzut numele lui Ciobi puțin mai în față, da, ia uite-l acolo... Bam, direct la el. Salut, Ciobi! Mamă, ce m-am speriat. Salut! Salut, salut! Cum merge treaba? Da, ce să fac? Sparg aici ciuperci să pregătesc altă ciupercă gigantă. Oh, da, am văzut ciuperca aia mai devreme, arată foarte bine. Îmi place da, mulțumesc. Am venit cu ce vânt pe aici? Da, exact asta voiam să zic. Am venit până la tine pentru că m-am înscris la alegerile pentru căpetenia haiducească și am zis să văd dacă ai nevoie de ceva, să ascult părerile votanților, așa. Mamă, dar de când oamenii ăștia importanți ascultă părerile consătenilor? Păi nu, deci ascult părerile până mă votați și după ce mă votați nu vă mai bag în seamă, că așa funcționează, deci știi. Ok, păi nu trebuia să-mi spui asta, că acum... Păi nu, eu promit să fiu diferit, să ascult timpul de părerile cetățenilor, de părerile haiducilor care mă votează, da. Da, nu știu ce să zic, nu prea am încredere, mai ales cu șapca asta în cap, ce e asta. Păi tocmai, de asta mi-am pus capul bun, că dacă veneam aici cu un cap de ăsta, vacă roșie, cu un cap de țestoasă, nu eram atât de încrezător. Da, într-adevăr, nu te luam în serios. Păi de-aia zic. Deci, ce nevoie ai tu aici la... Dar nu știu ce să zic. Cred că aș avea mai multă nevoie în partea aia, unde se fac shop-urile acolo, un plot, ceva, o chestie, unde să-mi fac și un shop nou. Ah, ok, deci ai nevoie de un plot, ai nevoie... Bă, da, eu zic că se poate rezolva. Un spațiu undeva, nu contează, dar să fie acolo unde sunt celelalte shop-uri, știi? Că aici e departe shop-ul meu, nu prea vine lumea, e mai greu, știi? Ok, atunci să rezolvă. Orice ai nevoie să știi că se poate rezolva. Bun, asta se rezolvă după ce ieși căpetenie, da? Da, chiar și înainte, dacă poți să te ajut cu ceva, îmi poți spune și... Dar, să ne asigurăm că știi cum, eu am votul tău, tu ai orice ai nevoie, practic. Să știi că e scump, știu ce vrei să faci, dar e scump. Cât de scump? Destul de scump, pentru că un vot ar putea schimba practic tot. Da, ai dreptate, ești un negociator bun, aș putea spune. Niște armor trimuri, parcă aș vrea să fac o armură nouă de netherite. Deci vrei... Stai, vrei doar armor trimuri sau și netherite? Nu, doar armor trimuri. Ok, păi atunci... ai patru... Dar ceva mai șmecher. Ok, ai patru bucăți de hârtie și un anvil? Hai să vedem. Hai că se rezolvă. Ia uite, ia. Da, bun, patru bucăți. Hai, da. Găsi. Ok, îți dau mai multe, nu contează. Nu. Așa. Aveai? Nu, anvil îmi trebuie și... Aici sus. Acolo sus. Stai, unde... E cam departe. Te-ai rătăcit. Da, m-am rătăcit. Uite aici. Așa. Aici sus. Bun. Păi, dacă aici ai anvilul, fii atent. Așa, armor trim gratuit. Iei tu 4, dar pui în loc acolo, știi, hârtiuța asta. Ok, mi-ai dat doar 3. Păi, doar 3 hârtii mi-ai dat. Dar iei tu 4, okay. E ok, să rezolv. Poți să o faci pe aia, să fie complet. Cred că așa am scris, armor trim gratuit, gata. Merge, gata. S-a stacat. Bun, perfect. Deci așa bun. Rămâne, da? Păi și unde ar trebui să îți pun votul meu? O să vedem în vreo, cred că o săptămână, când după ce termină toată lumea cu campania, cu astea, se vor începe alegerile, probabil. Ok, și o să văd după ce o să ieși, dacă o să ieși. Da, eu sper să ies. Cum rezolvăm cu partea cu shop-ul. Căpetenia și rezolvăm cu shop-ul, bun. Așa, dacă mai rezolv și cu ceilalți la fel, e sigur că o să ieși. Acum merg, tu ai fost un negociator foarte, foarte bun, o să am nevoie de pauză după asta, dar mă duc, și văd ce rezolv. A fost destul de ieftin. Am ieșit bine, mi-a plăcut să fac afaceri cu tine, dar dacă întreabă cineva, n-am fost aici. Vamos! Pa! Stai, încă, așa, gata. Am plecat, mă duc, au fost niște negocieri
Grele, dar măcar am rezolvat un vot deja. Până mai intră pe server Haiduci ca să continui campania, voi lua o pauză să joc Dice Dreams, unde am rămas destul de în urmă la capitolul Coroane, așa că am decis să iau Dream Pass-ul pentru a evolua mai rapid, care m-a ajutat să ajung în top 6. Crezi că mă poți întrece? Și top 3 din echipă pe ziua de luni sunt Alexandru, Vleju, X Nepotu. Din cei care vor ajunge pe aceste semne, voi extrage un câștigător duminică pe live, plus voi alege pe cineva aleatoriu din echipă, iar acești vor primi câte un cont de Minecraft Premium fiecare. Așa că downloadează Dice Dreams de pe linkul din descriere și intră în echipa șmenarii după ce ajungi la al patrulea regat. Gata pauza, că a intrat Peter pe server, e momentul să continui campania. Stai așa să apar direct. Peter. Salut! Mamă, bă, frate, cum reușești mă de fiecare dată? Bă, și în casă? Și în casă vii kamikaze? Da, am venit cu Ender Pearl-ul. Bă, frate, bă, mi-aranjam și eu chestiile pe aici. Ce să... Nu se întreabă. Nu. Ai înțeles? Nu vorbim de asta. Ok. nu o să zic nimic. Da, fiecare cu ale lui, ok. Am venit cu altă treabă, nu am treabă cu slime-ul tău captiv. Ok. Am venit să... fac campanie electorală. M-am înscris pentru căpetenia haiducească și vreau să aflu haiducii ce nevoi au, ce probleme au, ce să rezolvi, cu ce îi pot ajuta. Bă, fix acum am fost acolo. Într-adevăr, nu te-am văzut pe listă, cred că abia te-ai trecut. Da, abia m-am trecut, da. Bă, și fix acum ziceam la oameni că aștept să văd ce zic haiducii care s-au înscris, că eu nu știu ce face căpetenia haiducească. Ce rol are? Bun, păi hai să-ți explic, hai să mergem. Uite, fii atent, ia două, trei perle. Tu nu ești cu elitra. Ba, folosesc și elitra, numai că e mai fain cu perle. Hai, unde vine? Ce bac? Așa, perfect. Bun. Deci... ce face căpetenia haiducească? În primul rând, își face un birou unde să poată veni haiducii cu reclamații. Ok. Sau propuneri sau alte chestii. După, să bagă la somn că, așa. Stai mă, pot să vin și eu. Mamă, dar ce spas mi-ai în somn. Neață. ce, mă mișcam în somn? Da, un pic. Ai avut un coșmar. Ok. Ai avut un coșmar că o câștiga Colpir. Aoleu, nu. Hai să nu. Trebuie să rezolv și cu Colpir să... Da. Deci, ce mai face căpetenia haiducească? Drumuri. Pentru că, după cum poți observa, îi numai nămol pământ din ăsta, când plouă, tot te faci maro pe papuci. Da, frate, vine și ciclonul și pe breasa haiducilor. Păi aia zic. Și trebuie să se ocupe cineva de drumurile astea. Pe lângă acest lucru, vezi magazinul lui Dani de acolo? Da, îl văd. Și știi că niciodată n-are stoc. Da, e cam plin de praf, săracu. Nu știu dacă se mai deschide ușa. De aia zic, că pe tine haiducească se ocupă de astfel de magazine lăsate în paragină, să le liciteze, le dărâmă. Uite, de dărâmat cazinoul ăla, vezi ce urât e acolo? Da, păi săracu e în aer de ceva timp. Păi aia zic. Mult timp. Și statuia Wardenului trebuie să o dea cineva jos, așa că se va ocupa că pe tine haiducească de toate astea. A, deci practic... gunoierul server. nu chiar, pentru că mai dă și amenzi dacă ai magazin și nu te ocupi de stocul lui. Sau... Aoleu, mama, cum am zis? Bine, amenzi e ok, că nu pui stoc, da, înțeleg chestia asta, dar... am auzit de ceva taxe? Taxe? Măi, n-am auzit și nu cred că o să fie. Cel puțin dacă câștig eu pe mandatul meu, nu o să fie taxe. Dar nu știu, Colpir. Lui Colpir îi cam plac banii. Deci nu zic că dacă intră el o să ne ceară câte un bloc de diamant. Păi da, frate, m-am dus la el, am luat niște Moses Tombrix, 3 diamante pe stack, frate. Scump, domnule, scump. 3 diamante. Deci nu se mai poate, bă, inflația asta și pe breasla haiducilor revine. Da, adevărat, și pe breasla postă, e groasnic, gata, pot să zic. Așa, acum că ți-am explicat ce face căpetenia haiducească, cu ce te-aș putea ajuta eu pe parcursul campaniei? Acum,
pe lângă parcursul campaniei electorale, eu voiam doar să mă ajut cu niște blocuri, dacă ai, dacă poți să mă ajuți. Păi, fii atent, stai că îmi iau elitra, așa, și zburăm rapid până la bază la mine, am acolo chest room și vedem ce ai nevoie dacă am. Ce dubios face elitra pe tine, nu știu dacă e de la mine. What? Ce? Da, cred că numai la mine. Ah, ok, gata. Cred că da, la tine. Deci, ce e ce? Stai un pic. Ok. Cred că voia Dark să-ți facă ție o intrare la shop aici? Nu, cred că vrea să fac o pivniță. Cred. Mă rog, lasă asta, hai să mergem. Hai că ai ajuns bine. Și aici la etaj este chest room-ul. Spune-mi ce ai nevoie, cu ce te pot ajuta în materie de blocuri. Am nevoie neapărat de niște calcit. Știu că tu ai spart atunci o grămadă. Uite, de aici sus. GOD, deci aici. Ia de acolo cât ai nevoie, poate și smooth basalt. O să am nevoie, cred că, de vreo două stack-uri. Ia să ai acolo. Și dacă ai și niște blackstone. Blackstone, uite aici, la aici jos, e blackstone. Damn, o să iau și de aici încă vreo 3 stack-uri, așa, de probă. Momentan însă, na, să dacă mai ai nevoie, poți să iei de aici, ok. Și, na, mă treci pe caiet, că n-am niciun diamant la mine. Nu trebuie să-mi dai, lasă, consideră-l un cadou pentru, cadou din partea viitorului președinte, hai Luc. Înțeles, un cadou electoral, dar nu mi-ai dat și găleată, mă. Stai așa, niște zahăr, am pe aici să-ți dau. Niște zahăr, niște, o n-am. Căciulă. N-am, din păcate, pe aici, ia uite, o căciulă. Căciulă. E bună, ia, stai să văd dacă îmi vine. Azi vine. Bă, frate, chiar bă, vine Halloween-ul, mă, de ce nu purtăm toți capete, a? Bă, da, chiar da, dar mai durează, mă, până vine. Tu deja, tu acum ai capul tău pus? Păi da, pentru că era nașpa să vin să fac campanie cu un cap de vacă roșie. Sau țestoasă. Ok, da, și ți-ai pus capul tău. Exact, mi-am pus capul meu să pară că am capul mare, că e mai mult creier și sunt inteligent. Bă, dacă stau așa bine și mă uit la skin-ul tău, oricum arăți ca și cum ai fi un primar din ăla din, știi, primarul din Powerpuff? Ceva de genul. Da, îmi trebuie monoclu. De secretar aia înaltă. Tipul aia la care îi să văd numai hainele, da? Da, exact. Da. Mă... Bine, mă, Blue. Ai. Mersi mult pentru blocuri. N-ai și pentru ce eu să te las acum. Bun. Dacă mai ai nevoie și... de ceva, mă anunți. Spor la campanie, ce pot să zic. Mulțumesc. Acum trebuie să mă duc la Colpir să vezi aici ce scump o să fie votul. Hai de cap. Da, deja mă doare. Mersi, trebuie să mă pregătesc. Pa, pa. Salut. Între timp a intrat și Colpir pe server, așa că dau o fugă până la el că poate mai securizez încă un vot astăzi. Și băieți, cum a fost ziua voastră? Bă, frumoasă. Îmi place luna aia de acolo. Bă, da, ia uite, apune luna. Îmi miroase ceva aici, da. Ok. Da, frumoasă luna aia, nu știu. Păi miroase morcovul ăsta prăjit, ia uite. Ah, da, bă, de la asta. Aș mânca și altceva, am mâncat de-a morcov de ăștia jos mai mult. Ia niște pâine. Ce bă aici, mă? Salut, Puf. Podcastul vă ducesc. Da, așa de seară. Mă, morcov înapoi, mă. Ce mă las? Ia-ți o carne de vită, uite aici o friptură. E cel mai frumos loc de pe breasa haiducilor aici. Stai și vezi apusul. Da, vezi, da, ia uite ce frumos, apune luna. Apune luna. Ce face? Apune luna? Da. Apune luna. Nu mă, apune și soarele când trebuie. Da, nu, că după aia răsare soarele. Am venit să-l caut pe soarele. Moldoveanul nostru preferat. Stai, nu pe tine, pe o soară alt moldovean. Wow. Deci wow. Ai doi. Wow. Am înțeles. Fii atent aici, ne-au dat Blue premium. Săracul ăsta ne-au dat premium. Oh, da. What? Ce mă, doctor? Bă, trebuie de înapoi. Alo. E taxa de protecție. Că taxa de protecție. Ce, mă, suntem pe terenul tău? Da. E impozit pe... E impozit, da. Păi ăla a fost locul 3. Se cuvine jumătate la fiecare. Da. Bun, păi nu știu cum a făcut noi jumătate, că am luat eu tot. Da, luați-mă voi tot și lăsați-mi mie șulcă, mă, că mi-e confi. Fiecare cu nevoile bine, lui. Bine, ia-le, nu mă mai interesează, poți să-l iei. Gata, uite, a venit și ziua, o nouă zi.
Am învățat de la... Ce frumos! Dacă tot v-am prins aici... La Dani. Vreau să discut ceva cu Colpir și cu Puf, cu Peter deja am povestit. Da. Da. M-am înscris... Să mai stau. M-am înscris la căpetenia haiducească și voiam să vă întreb așa, dacă aveți, cum să zic, nemulțumiri, lucruri pe care vreți să le facă viitoarea căpetenie haiducească. Profitați la maxim! Profitați. Da, mă gândeam așa. O să fac orice pentru voturi. O fantomă strigă, da, de undeva, fantomă, ce? De unde se aude? Nu, e vocea din capul nostru, da. Ești conștiința noastră. Tu ce ai cerut, frate? Dar bă, nu-i pe cerut, îi să-mi spuneți și voi, uite, ce nevoie aveți. Puteți cerut, și cere, dar după. I-am cerut doar ajutorul puțin. O să mai trag de el puțin. După o să mă mut din țară și nu o să mă mai afecteze pe mine dacă ajunge el căpetenia. Conștiința, la sfârșit votez pe altcineva. Da. Da. Asta e un picuț, dar noi nu participăm și noi la... Nu suntem și noi asta candidați. Păi da, da. Tu ești și candidat. Păi... Asta voiam să zic și eu și mă gândeam, gen, totuși, hai să profităm de Blue, cumva. Și după tot... Asta e a doua conștiință. Nu, glumesc. Bă, da, Blue, din păcate participăm și noi. Ce o să facem potriva asta? Păi, practic, uite, ideea e că nu te poți vota chiar pe tine. Aia e. Okay, așa ar fi frumos să ne votăm între noi. Pe mine, știi ce mă deranjează pe mine? Știi ce nu-mi convine mie? Ce? Poate ai putea să mă ajut, mă. Ia zi. Bă, eu nu prea am timp să-mi fac campanie electorală, mă. Bă, ce bun e asta. Ce idee. Chiar e bun asta. Băi, dacă vrei, eu am timp să-ți fac anticampanie electorală, dacă... Tu și trei, urai. Da, păi, na. O să zic cu oameni... Oricum deja umblă vorba că voi vreți să puneți taxe și chestii și atunci, na. Nu, ce? Cum adică umblă vorba? Bă! Păi așa au zis când am vorbit cu câțiva oameni. Nu, eu n-am zis scoate sniferul la el. Auzi, stați un pic. Deci când omul meu a venit și a zis... Ia zi, zi. Când am vorbit cu câțiva oameni. Eu zis lui Peter, bă, vezi, Colpir vrea să ceară 10 diamante pe lună, pe săptămână, pe șopul ăla. Așa ai zis, bă? Bă, nu, așa au zis, alți oameni. Eu doar am aprobat. Chiar așa gras sunt câțiva oameni. Păi nu, că am mai vorbit încă cu cineva, dar nu pot să cred dau nume. Cred că-i vând morcovii la preț dublu. Aoleu. Deci ăsta ne face... bagă râcă. Na, n-avem nicio șansă, bă. Puf. O să vorbească cu toți haiduci ăsta. Poate. Șai? Poate. Da, se duce și le dă găleți cu... Ei, n-am trestie să le dau zahăr. N-am. Deci aici poți. E manipulator din ăla. Nu, zi tu, Puf. Vorbește tu cu el. Ok, ia zi, Puf, ia zi. Bă... Eu pe am o nevoie necesară, bă, foarte mare. Mulțumesc. Și... O să fiu de ajutor, nici nu știu cum să zic. De ce ai nevoie, Puf? Zine. Bă, eu am un tunel foarte lung, mă, până la fermă, mă. Aolea. Continuă. Ce bine că nu... Și se spawnează chestii pe jinte poza cu barca, știi? Și ar trebui să pună cineva ață pe tot tunelul ăla și eu nu prea am timp. Și dacă am eu timp, tu ai un vot pe care ai putea să mi-l dai, Puf, așa? S-ar putea să-mi scape unul din buzunar. Ok. Păi, putem bate palma cu asta. Nu e pe interes, nu știu cum, dar totul e pe interes aici. Păi da, mă, sunt interese mari la mijloc. Da. Eu credeam că e gen, cine e cel mai bun, ăla mă câștigă, nu? Cine plătește cel mai bine, ăla câștigă. Bă, da, dar practic cine ajută cel mai mult comunitatea haiducească, nu? Exact, vezi, Peter are dreptate. Da, adevărat. Nu știu, frate. Deci, Puf, bate-mi palmă. Bun. Așa, Colpir, tu ești singurul de aici cu care mai trebuie să discut. Fii atent. Ai o hârtie? Ia zi. Bine aici. Hai, că au treabă, băieții. Hai. Da, ai o hârtie și un envil?
Dar ce, mă pui să semnez? Nu, nu, că semnez eu, stai un pic, zi, ai o hârtie și un invit. Okay. N-am, sus. Sus, păi sus, hai sus, să vedem. Ce șușotesc băieții. Da, mă, ce fură ăștia, bă, fură domnule, din, bă. Fură din Ender Chest, bă. Da, 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 bă, din Ender Chest, fii, ce urât, bă. Bă, frate, ce frumos ai făcut aici, wow! Da, wow, ce frumos! Genial! Ia uite, ai 3 sugar cane aici. Bă, parcă ar sta bine aici, la mine în casă. Ai și un envy, Colpir? Aici când ai fost tu, bă, Colpir, aici când ai fost tu la Taker Girl, nu? La Taker Girl. La Namor. Mamă, cum l-o scos din buzunar. Da, bă, eu sunt aici, nu mă vezi? Când ai fost la Taker Girl, mamă, și ți-a plăcut, ți-a plăcut acolo la plajă la Nudist? Și aici tot eu. Aici eu tot, am ieșit din gunoi aici, cred că. Colpir, Colpir, fii atent, fii atent. Am aici o hârtie. Flemurianu. Așa, ce cu hârtia asta? Bun, îți dau hârtia asta în schimbul, na, știu, unui mic ajutor acolo la vot. Bine, poftim. Nu, nu, nu-ți dau timp să ce? Te gândești. O oră? O oră. Atât? Atât, băi, o oră, eu fac multe într-o oră, nu știu cum să zic. Ia uite la el, faci multe într-o oră. Ok, bun, dacă atât ai oferit, atât vei primi. Deci primezi jumătate de vot? Maybe. Okay, dacă nu o să găsesc pe cineva mai bun, care să fie căpetene, haiducească. Măi, știi care e faza? Eu am venit să iau voturi, că am văzut că acolo era domino cu partidul înscris. Și nu cred că vrei un partid să conducă, că vezi țara asta condusă de partide cum e. Și asta e o chestie. Deze. Așa, un singur om care vrea binele. Doamne, și nu poți zice șantaj. Că nu vreau bine. Bă, taci, mă. Nu poți zice că nu vreau binele comunității în stadiul în care am făcut și drumurile în partea aia la magazine, da, m-am ocupat adevărat, puțin de terraforming, adică totuși. Ești muncitor. Ești muncitor și s-ar putea ce să te faci, vătezi Amber, doar pentru că ești în patul lui. Atunci, încă o dată, vă mulțumesc pentru voturi, apreciez că ne-am cu înțeles. Cu plăcere, o să mă, da, când, apreciez, pentru apreciez. Tine. Întotdeauna. Oh, da, e păcat da. Că n-am o mătură să șterg de aici pe omul. Da, oricum plec, mulțumesc frumos, apreciez, mi-a făcut plăcere să nu, facă facere singur, cu voi. Nu, da, că da, da. Să aveți o zi în continuare și okay. Abia aștept să vă ajut să, și să conduc da, acest da. Oraș, sat, Haiducești. Da, o zi în continuare, pa, pa, nu da Colpir. Pa. Pa, pa. Du-te după el cum ai. Aș putea spune că prima zi de campanie o merg super bine, pentru că deja votul lui Chobi este asigurat, votul lui Peter așa și așa, iar Puf cu Colpir mai vedem, în condițiile în care ei sunt adversarii mei, cam greu să le câștig încrederea, dar eu zic că într-un final mă vor vota și ei. Dar vedem ce se va întâmpla cu acele discursuri și dezbateri când ne adunăm să le facem.